Ca de fiecare dată particip la acțiunile întreprinse pe ecologizare de către colegul meu Florin Ștefan în zona Piteștiului. Și de această dată am participat într-o zonă foarte dragă piteștenilor, pădurea Trivale. Facem ecologizare în zona Chit, zona Cornul Vânătorului, respectiv grădina zoologică. Constat că, deși sunt foarte multe coșuri de gunoi amplasate în zona stradală și se fac foarte multe acțiuni de voluntariat pe partea de ecologizare de către alte organizații, cu toate acestea, gunoaie tot există. Pe lângă aceste gunoaie ușoare, constatăm și dezamăgitor că se aruncă chiar și mobilier de la fotolii și alte obiecte care nu au ce căuta, chiar dacă au ca și materie primă parte din pădure, nu tot ce s-a folosit acolo este biodegradabil și trebuie reîntors în natură. Foarte mulți piteșteni vin în această zonă, în pădurea Trivale, pentru agrement, pentru jogging, pentru sport și pentru recreere. Și eu personal frecventez foarte des această zonă, mi-este foarte dragă și constat că cei care vin pe aici, se plimbă, sunt totuși mai civilizați. Dar din păcate nu toți și nu așa pe cât ne-am dorit. Mi-ar plăcea ca la o viitoare acțiune întreprinsă aici chiar să găsim totul foarte curat și foarte îngrijit. Haideți să păstrăm această zonă curată, pentru că este emblematică pentru Pitești și pentru piteșteni.